În momentul de față, Pământul se află la o distanță de 149.597.870 de kilometri depărtare față de Soare, dar mai bine rotunjim acest număr la 150 ,000 ,000 de milioane de kilometri distanță. Știați că planeta noastră dragă și albastră se află în mișcare, iar această distanță devine din ce în ce mai mare odată cu trecerea timpului? Acest lucru se întâmplă fiindcă Soarele își pierde masa pe măsura radiațiilor emise. Dar nu vă temeți, nu o să ne îndepărtăm de Soare prea curând. Pe 3 ianuarie 2019 Pământul a fost cel mai apropiat de Soare în tot acel an. Această apropiere se numește Perihelion. Anul acesta, în timpul perihelionului, Pământul a fost cu 1,5 cm mai îndepărtat de Soare decât anul trecut, la fel și în anii precedenți. Chiar dacă ne îndepărtăm de Soare tot timpul, o facem cu o distanță foarte mică. După cum am spus și mai devreme, nimic de care ar trebui să vă îngrijorați încă. Chiar acum suntem în poziția perfectă față de Soare pentru a nu fi prea cald sau prea frig pe Pământ. Problema este că și o schimbare mică în rotația Pământului ar însemna un dezastru. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Sorbona, dacă pământul ar fi cu o fracțiune mai îndepărtat de soare, nici măcar nu ar mai arăta ca planeta pe care o cunoaștem noi. Ar fi o stilă și am dispărea cu toții. Dacă ne-am apropiat de soare, ghețarii s-ar topi, nivelul mării ar crește, iar asta ar cauza inundații pe tot globul. Dar dacă se întâmplă opusul și ne îndepărtăm de soare, dioxidul de carbon ar condensa la polii Pământului, rezultând în creșterea cantității de gheață. Planeta nu ar mai fi capabilă să se încălzească, ceea ce ar conduce la o eră glaciară permanentă. Ar fi Iadul pe Pământ, doar cu o versiune foarte, foarte rece a acestuia. În orice situații în care viața de pe suprafața terestră a planetei noastre ar dispărea, ceea ce ne include și pe noi, viața sub pământ sau în adâncul oceanelor ar putea supraviețui. Problema principală este că nucleul pământului s-ar răcit treptat, încetinind rotația acestuia. Asta va conduce la pierderea câmpului magnetic care ne protejează de vânturile solare. Odată cu distrugerea câmpului magnetic al planetei, vânturile solare sunt libere să ne distrugă. Pământul ar deveni un loc arid și va semăna foarte mult cu Marte și Mercur. Vorbind de alte planete, haideți să privim cât de departe sunt ele față de Soare. Din moment ce știm distanța lor față de Soare, am putea înțelege mai bine efectele schimbării orbitei asupra Pământului. După cum bine știți, cea mai apropiată planetă de Soare este Mercur, la aproape 60 de milioane de kilometri distanță, urmată de Venus la aproape 110 milioane de kilometri, iar noi suntem bineînțeles cea de-a treia planetă de la Soare la o distanță de 150 de milioane de kilometri. După planeta noastră urmează Marte la o distanță de aproape 230 de milioane de kilometri, unde viața ar fi probabil imposibilă. Potrivit celor de la NASA, în timpul iernii pe Marte am avea temperaturi maxime de minus 17 grade Celsius, însă temperaturile minime de pe această planetă, pe timp de iarnă, scad până la minus 95 de grade. Mai avem și tot acel praf marțian și vânturile faimoase. Viața pe Marte nu este floare la ureche, dar nici imposibilă, de aceea Elon Musk plănuiește să facă planeta locuibilă. Jupiter este următoarea planetă de pe lista noastră și se află la o distanță de 780 de milioane de kilometri față de Soare. După aceasta urmează Saturn la 1,4 miliarde de kilometri. Următoarea planetă este Uranus. Aceasta se află la o distanță incredibilă de 2,8 miliarde de kilometri distanță față de Soare. Deci distanța de 1 miliard de kilometri de la Soare este undeva între Jupiter și Saturn. Haideți să vedem cum este viața pe Saturn. Dacă credeți că viața pe Marte este grea, așteptați să vedeți cum este pe planeta Saturn. Site-ul web de știri astronomice Universe Today scrie astfel. Este greu de imaginat o planetă mai puțin ospitalieră vieții decât Saturn. Planeta este compusă aproape în totalitate din hidrogen și heliu cu urme mici de apă înghețată în nori joși. Temperaturile de la nivelul norilor sunt în jur de minus 150 de grade Celsius. Lipsa unui nucleu de rocă este motivul pentru care numim aceste planete uriașe, gigante, gazoase. Planeta nu susține viața, deci nici să nu ne gândim că ne-am putea muta acolo. Totuși, acolo ai avea parte de un peisaj frumos datorită cercurilor formate din bucăți de gheață și rocă care înconjoară această planetă minunată. Dacă ne uităm la Uranus, atmosfera sa este formată din hidrogen și heliu de asemenea. Este o minge de gheață și gaz. După cum spun oamenii de știință, dacă încercăm să trimitem o navă spațială pe suprafața sa, aceasta ar sfârși scufundată în lichidul înghețat. Asta nu ar fi o experiență plăcută pentru că NASA spune că nucleul planetei Uranus are o temperatură de 5000 de grade Celsius. Această temperatură poate părea mare, dar este foarte scăzută comparativ cu temperatura nucleului altor planete, cum ar fi Jupiter, unde nucleul are o temperatură estimată la peste 23000 de grade Celsius. Navetele noastre spațiale nu ar ajunge oricum atât de departe din moment ce presiunea ar strivi naveta înainte de a ajunge la nucleul planetei. Temperatura atmosferică nu este nici a prea bună, cu o maximă de minus 224 de grade Celsius. Pe deasupra, vântul la suprafața planetei ajunge la viteze de până la 900 de km pe oră. Zilele sunt scurte, durează 17 ore, dar anii sunt cu totul altă poveste, pentru că un an pe Uranus este echivalentul la 84 de ani pe Pământ. Revenind la Saturn, oamenii de știință cred că unii sateliți naturali ai planetei pot susține viața, cum ar fi Titan, care, la fel ca Pământul, are o atmosferă. Este probabil corpul ceresc cel mai asemănător cu Terra din mai multe puncte de vedere. Acesta se află la o distanță mai mare de un miliard de kilometri față de Pământ. Pe Titan există ploi, oceane, lacuri, iar unii scriitori descriu inclusiv niște furtuni vicioase. Diferențele majore dintre Terra și Titan totuși există. Cel mai mare factor care face diferența este atmosfera satelitului, care este formată din 98% nitrogen și 2% metan. Planeta noastră are o atmosferă formată din 78% nitrogen și 20% oxigen, iar alte gaze reprezintă doar 2% din totalul atmosferic. Deci este asemănătoare cu Pământul, dar după cum o descriu unii oameni de știință, este versiunea bolnavă a planetei noastre. Alți cercetători descriu satelitul Titan astfel. Chimicalele esențiale formării vieții, cum o știm noi, sunt prezente în atmosferă, dar suprafața acestuia este destul de ostilă pentru a susține viața, așa cum o cunoaștem noi, datorită temperaturilor scăzute extreme, dar și absența apei lichide. Aceștia nu au glumit când au spus despre temperaturile scăzute extreme. Potrivit celor de la NASA, temperatura atmosferică medie este de minus 179 de grade Celsius. De asemenea, primește doar 1% din totalul razelor de soare pe care le primim noi pe pământ. Are perioade foarte lungi de întuneric, iar vorbind de perioade foarte lungi, un an pe acest satelit natural al lui Saturn este echivalent cu 29 de ani pe pământ. Acestea sunt condițiile pe care Pământul le-ar experimenta dacă ar fi la aceeași distanță de Soare ca și celelalte corpuri cerești. Dincolo de temperaturi extreme, lumină foarte puțină și probabil fără un câmp magnetic, planeta noastră nu ar conține cu siguranță nicio urmă de viață. Putem doar să bănuim cum ar fi Pământul dacă acesta s-ar afla la o distanță diferită față de Soare. Este inutil să mai menționăm că dacă s-ar îndepărta cu miliarde de kilometri, planeta noastră ar fi o stilă oricărei forme de viață cunoscute. Chiar dacă ne-am afla cu o fracțiune distanță mai departe de locația actuală, lucrurile ar deveni neplăcute într-un timp foarte scurt, să nu mai menționăm ce s-ar putea întâmpla la milioane de kilometri distanță. Ne aflăm într-o poziție perfectă față de Soare și ar trebui să fim recunoscători pentru privilegiile oferite de sistemul solar. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!